goală. Am văzut că este bine. Mulțumim, Marian. Te-ai fost când ne-am spus Dana Nagy când a intrat? Ce? Aseară când ne-am spus Dana Nagy când a intrat. Ce ai spus? Ai fost? Ce este? Nu, dar ai fost acolo? Nu, a fost frate, m-am spus, m-am plăcut. Ce m-am speriat, n-am băut. După aia am plecat. În pat și m-am urcat. Stăteam și ne concentram la listă? Eu n-am văzut Dana Nagy când a ieșit la țigară, știi? S-a schimbat toată ușa așa și nu intra nimeni. Și a intrat din toată și nu era nimeni. Și a intrat din toată pe ușă și era îmbrăcată cu plovărul negru și cu zațul de cafea pe față. Bă, zici cum am. Și când a intrat, a zis Cristiana, cine e? Știi, și noi, că l-am văzut pe doamna Caterina atunci. Cine a spus, că a intrat un om negru, știi, cu zaț de cafea, a zis, cine e? O intră cineva sau cum ai zis? Cum ai zis, că intră cineva? Sau cine intră, știi? Și când a intrat doamna Nagy, știi, cu zațul ăla și negru, tu știi, m-am speriat. Mai vrei? Nu mai am ruș. Nu să mă dau. Nu vreau. Uite, mă spăr de ce. Ia uite, mi-am rupt unghia aseară, vezi? La pat. Cu lapte. Am dat în pat. Da, am dus-o. A, da? Prost e unghie. Ca proastă sunt eu. Ieși! Nu da cu ăla că doare! A! Bă, doare în... Interesant. Așa? Nu mai zis, doar eu am voie să... Păi și ce ți-am zis? Nu ai voie să aprob. Păi nu te-am aprobat. N-am zis da, așa e. Eu ce-ai zis tu. Tata Leana, ce ai zis despre rochile noastre? Ce ai zis de rochile noastre, tata Leana? Nu, tu deguși noaptea. A? Simona mănâncă pe la vreo 12, unul mănâncă o grefă și mai târziu mănâncă...